Iuliu Cezar a murit dezamăgit. Fiul lui adoptiv era printre ucigașii lui. Ultimele lui cuvinte au fost: "Și tu, fiul meu Brutus." Goethe a spus: "Lumină, mai multă lumină." El nu o căutase înainte. Ultima cerere a lui Oscar Wilde a fost: "Șampanie, te rog." Și apoi a adăugat: "Mor așa cum am trăit, depășindu-mi mijloacele disponibile." Napoleon a murit în delir, strigând: "Doamne, națiunea franceză și armata ei!" Renumitul matematician Leibniz și-a petrecut în tăcere ultimele 36 de ore pe patul de moarte. Nu reacționa când cei apropiați îi vorbeau. Dar când o cunoștință l-a întrebat: "Mai știi cât face 67 la puterea a doua?" Matematicianul a răspuns zâmbind: "4489." Și apoi a murit. Carlyle a spus: "Aceasta este deci moartea. Este bună." Ultimele cuvinte ale poetului german Heine au fost: "Flori, flori, ce frumoasă este natura." El nu se gândea la creator. Scriitorul francez Rabelais a spus înainte de a muri: "Să cadă cortina, comedia s-a sfârșit." Un credincios închis se decisese ca ultimele sale cuvinte, dacă va fi conștient, să fie: "Iisus și Binția", numele cu care își chema soția. Ultimele cuvinte ale lui Iisus au fost: "Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul." Creștinii știu motivul morții și au siguranța că dincolo îi așteaptă Iisus, dragostea lor.